acum o doamnă frumoasă, blondă, elegantă, veniți, doamnă. Vedeți, e foarte interesant. A cântat muzică ușoară până la 21 de ani, dacă am reținut eu bine. Vârsta majoratului e adevărat în Statele Unite, nu aici. Deci aveați voie să beți deja în locuri publice. Apoi s-a dedicat meseriei, pentru că are o agenție de turism foarte performantă în Constanța. Prezintă și realizează emisiuni la Litoral TV, deci iată are preocupări, până când acum vreo 3 ani a zis, da, de ce să nu mai cânt eu? E pasiunea mea, e dragostea, e bucuria vieții mele. S-a reapucat de cântat, are o voce minunată ce îi permite să abordeze și muzica ușoară și de petrecere și etno și populară. Să vedem ce o să ne cânte astăzi Rodica Nicoleta Stoian. Alături de dumneavoastră în această seară și vă dedic următoarele melodii. Prima melodie se numește Declarație de Dragoste, este o compoziție proprie, sper să vă placă. După care sunt două melodii mai ritmate ca să ne simțim bine. Să dăm drumul. Dragul tău,